Soțul Marcelei Fota a murit la 47 de ani, în urma unui infarct miocardic. Mariana Ionescu Căpitănescu face dezvăluiri despre moartea cumnatului său. Soțul Marcelei Fota a murit la doar 47 de ani, în urma unui infarct miocardic. Cumnatul artistei de muzică populară a murit ieri, în timp ce se afla în incinta serviciului de taxe și impozite. Bărbatului i s-a făcut rău și a căzut secerat. Medicii de pe ambulanță l-au resuscitat pe bărbat, dar fără succes. Mariana Ionescu Căpitănescu: dezvăluit despre moartea cumnatului său, știam că era într-o stare normală. Nu era suferind, avea o ușoară problemă la inimă. O ținea sub observație, dar nu era cardiac, luat în evidența unui specialist ca fiind un pacient problemă. În familia lui, tatăl lui a avut probleme cu inima și s-a stins din viață, tot din cauza unui infarct miocardic la vârsta de 42 de ani. Noi eram acolo, am fost Marcela, s-a dus cu el și era în clădire, dar nu era cu el în momentul în care... El, pur și simplu, a căzut din picioare având loc acest infarct, a căzut din picioare și am sunat ambulanță pentru că eu trebuia să mă întâlnesc cu ea. Am sunat la ambulanță în timp ce mă duceam spre ea. M-a sunat foarte speriată să-mi spună că i s-a făcut rău și până am ajuns acolo, ajunsese ambulanța și l-au resuscitat aproximativ o oră și jumătate, poate chiar mai mult. A declarat artista pentru Antena Stars. Toți prietenii și toată familia, toată lumea este alături de Marcela. Mâine va avea loc înmormântarea. Sunt momente grele la care nu te aștepți niciodată și încă suntem sub efectul șocului, că nu ne vine să credem, nu acceptăm că se întâmplă, dar asta... E realitatea, se întâmplă. Astăzi, se vor hotărâ ultimele detalii, dar s-au gândit să-l înmormânteze lângă tatăl lui, în comuna Gherzști, de unde este el, de lângă Craiova. A mai spus Mariana Ionescu Căpitănescu.